frontiera cu Kazahstanul și cu China, unde era mai blândă clima și era mai bine de trăit totuși. Acolo se putea viețui. De când, dincolo de cercul polar, acolo i-a adus o viață de subexistență. Adică i-a supraviețuit acolo. Aici se putea viețui, acolo supraviețuit. Trebuia să supraviețuiești. Pentru că condițiile erau extrem de grele, extrem de aspre. Iar lor nu li se construiau apartamente, case, nu li se puneau la dispoziție echipament necesar pentru ca să poți rezista la această climă, ci erau pur și simplu aruncați așa și cine supraviețuiește bine, cine moare, bun muri. Și am ajuns la concluzia că totuși rușii, prin încăpătăul lor și prin acest gulag, această direcție a lagărilor, direcția o conducere a lagărilor de muncă și a deportațiilor, pentru că avea gulagul avea două secții, două secții, una pentru penitenciare, pentru cei care stăteau în lagăre, și ceilalți pentru deportați. Tot ei se ocupau cu ambele categorii. Și vedeți, ei totuși făceau selecția. Familiile care, de fapt, mai mult, că familiile au fost despărțite la deportare. Bărbații separat, de obicei în lagări de muncă și după aceea în lagări politice, unde s-au unit în timpul războiului cele politice și cele de muncă, au devenit tot un singur tip de lagăr. Deci bărbații erau duși încolo. Cu sau fără această troică care se numea instanță de judecată. Cu hotărârea acestei troici sau fără hotărârea acestei troici. Iar femeile și cu copiii erau duși în altă parte.